Anul ăsta a fost campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, dar cu multe surprize au fost rezultatele după numărarea voturilor. Maramureșenii, ca de altfel cea mai mare parte a românilor, au votat candidații PSD. Puțin peste 20% dintre alegători au avut înclinații spre PNL. Mai puține voturi s-au dus spre PMP, ALDE, UDMR, PER, PRU și USR. Liberalii și cei de la ALDE au fost nemulțumiți de rezultate și în timp ce primii așteptau să se facă jocurile la București, conducerea ALDE Maramureș a cerut renumărarea voturilor albe și a celor nule. Decizia a aparținut Biroului Electoral Central, dar nu a fost în favoarea celor de la ALDE. Ne-au refuzat-o pentru că am făcut-o numele nostru și trebuia numele partidului. Nu ne-au aprobat contestația pe motivul că, nu știu exact așa, e un termen. Dar asta a fost că eu am făcut-o numele meu și numele lui Cici și, deși am primit-o de pe secretariatul partidului, au considerat-o că trebuia făcută numele partidului ALDE. Deși au primit mai puține voturi, partidele mai mici au prins locuri în viitorul Parlament. Astfel, lista candidaților din Maramureș, cărora li s-au atribuit mandate, este formată din Sorina Pintea, PSD, Severica Covaciu, PMP și Justin Talpoș, PMP. Cei trei vor fi senatori. Deputați de Maramureș vor fi, în schimb, Viorica Cherecheș, PNL, Gheorghe Șimon, PSD, Sorin Bota, PSD, Călin Matei, PSD, Adrian Todoran, PMP, Norbert Tapioc, UDMR și Vlad Duruș, USR. Pe lista oficială de astăzi nu se mai regăsește Liviu Marian Pop, dat ca certitudine zilele trecute. De asemenea, nu vor face parte din viitorul Parlament Anca Boagiu și Mircea Dolha. Biroul Electoral Județean anunța că mâine la ora 12 vor fi atribuite certificatele de deputat și de senator la nivelul circumscripției electorale numărul 26 Maramureș.